Bună ziua, dragilor! După cum bine știți, în videoclipul de ieri am spus că voi face murătură de hribi. Adică murături la borcan de hribi. După ce am curățat, am spălat bine hribile, le-am tăiat mărunțel. Bine, care a fost mai micuț, am lăsat-o întreagă. Le-am pus la fiert cu felinele mâie, oțet și sare. După ce s-au fiert hribile, le-am pus la stors, apoi, într-un vas, am pus ulei, usturoi tăiat felii și am adăugat hribile fierte. În apa în care am fiert, am pus și un firișor de cimbru. Dacă vă place, după gust se pune, pentru că are un gust special. Bine, cimbrișorul l-am scos afară, deoarece să nu cadă frunze sau... L-am scos afară și lămâie, și feliile de lămâie, deoarece feliile de lămâie se pun să mențină culoarea hribilor. Ele, după ce s-au fiert, și-au făcut treaba și se pot arunca. Așa, borcanul după ce s-au sterilizat, am pus hribile, după ce le-am amestecat bine, bine, bine cu ulei, cu usturoi, cu sare, piper, la fiecare după gust, cum îi place, mai sărat, mai piperat, mai... cu mai mult usturoi, mai cu mai puțin usturoi. După ce le-am pus în borcan bine, 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 le-am așezat bine, le-am presat bine în borcan, am făcut într-un vas separat apă cu sare, deoarece hribile se fac după gust cu apă și sare. Deci se pune sare după gust, dar pentru a le conserva și asta bine, se face apă cu sare separată. Chiar dacă sunt mai sărate când le scoți, ele își ia sarea necesară pentru conservare. Deci, am mai adăugat apă cu sare, le-am presat bine și le-am pus la borcan. Nu am umplut foarte plin borcanul, deoarece deasupra să se poate pune ulei. Se pune ulei gol deasupra de hribi în borcan. Se strânge bine capacul, apoi hribile cu borcan cu tot. Se pun într-o oală la baimarii sau, cum se spune pe țărănește, să pun comprosop cu apă și să hierb în toală cu borcan cu tot. Aproximativ o oră pentru sterilizat. Pentru asta, pentru iarnă. Cam așa arată hribile mele la borcan. Vreau să vă spun că gustul este nemaipomenit. Se văd și bucățele de usturoi și piper. Deci sunt extraordinar de bune și... și-au menținut culoarea. Deci, lămâia menține culoarea hribilor. Nu rămân albe sau să fac nu știu cum. Arată foarte minunat. Foarte minunat. Superb. Acestea sunt hribile la borcan. Vă pup și să aveți o zi frumoasă.